Ceapa nu numai că oferă aromă, ci oferă de asemenea nutrienți importanți și substanțe fitochimice care promovează sănătatea. O mulțime de cercetări asupra sănătății cepei oferă dovezi ale valorii sale nutriționale. Ceapa poate fi printre legumele care sunt apreciate nu numai pentru adăugarea lor în bucătăria noastră, ci și pentru caracteristicile lor de sănătate cu valoare adăugată. Iată câteva lucruri importante despre ceapă. Bogată în vitamina C, ceapa este o sursă bună de fibre alimentare și acid folic. De asemenea, conține calciu fir și are o calitate ridicată a proteinelor. Ceapa are un conținut scăzut de sodiu și nu conține grăsimi. Ceapa conține quercetină. Antioxidanții sunt compuși care ajută la întârzierea sau încetinirea daunelor oxidative asupra celulelor și țesuturilor corpului. Studiile au indicat că quercetina ajută la eliminarea radicalilor liberi din organism, la inhibarea oxidării lipoproteinelor de joasă densitate, la protejarea și regenerarea vitaminei E și la inactivarea efectelor nocive ale ionilor de metal chelat. Au fost efectuate mai multe studii pentru a evalua efectele pe care le are quercetina din ceapă asupra organismului. Mulți au arătat că consumul de ceapă poate fi benefic pentru reducerea riscului de apariție a anumitor boli. Acest studiu din 2015, publicat în British Journal of Nutrition, a concluzionat că suplimentarea cu 162 de mg pe zi de quercetină din extract de piele de ceapă scade tensiunea arterială ambulatorie la pacienții cu hipertensiune arterială, sugerând un efect cardioprotector al quercetinei. Alte studii sugerează că acumularea crescută de quercetină din consumul de ceapă se traduce printr-un beneficiu antioxidant semnificativ. Rezultatele acestui studiu indică faptul că metaboliții de quercetină prezentanți în circulația sistemică după consumul de ceapă pot acționa ca antioxidanți puternici și agenți antiinflamatori și ar trebui, fără îndoială, să fie luați în considerare la definirea activității biologice generale a alimentelor bogate în quercetină în vitro și în vivo. Acest studiu a constatat că ceapa a avut un efect antidiabetic la animale și un efect de scădere a zahărului din sânge la om, relatează DCNews.ro.